crește salariile? Cu 25% la civil? Cu 3,8. Da, ianuarie, dar ești prosteala aia cu transferul de exact, contribuții. Exact, care este o păi s-o face și la bugetar ca să le scadă salariile și la polițiști, da? Păi nu le face. Nu, domnule, stați un pic acum. Păi cum, domnule, dacă face lucrul ăsta salariul polițiștilor și salariul tuturor... Mă strâniți pe mine. Voi la buget, voi când spun agenții de poliție, tot luați o ciorbă la 1 ianuarie acum. O ciorbă fără carne, o ciorbă de legume, luați un salariu în plus. 10 lei, 15 lei de o ciorbă. Ăia de la noi. Domnul, stați un pic să termin fraza, că poate nici... Măsurăm în 3 pachete de țigări, domnule Mărinescu. Domnule, 3 pachete... Tutunul dăunează grav sănătății. Nu vă luați după profesorul Giu. Tutunul dăunează grav sănătății. Domnule, vreau să spun ceva. La buget, la voi, primiți 3 pachete de gumă de mestecat. La privați, la noi, B1 TV, toate televiziunile, suntem 3,5 milioane de privați care punem bani la buget. Noi producem privații. Nouă ne spune Dragnea, salariile nu vor scădea, veniturile vor scădea. Poftim? Păi dacă v-ar spune... A zis și domnul ministru... Mișa. Nu, a zis ministru, cel care a fost sindicalist, Liviu Pop, că învățământul e gratuit în România. Da, e pentru copii, pentru nu pentru copii, părinți. Nu pentru părinți. Da, nu pentru părinți. Dom'le, da. Câte prost ne crede? Nu, dar nu ne crede, ăștia suntem ca popor. Ați văzut? Eu am o marotă, domnul, eu am o marotă. N-am apucat să o discutăm, că nu ne-am văzut de mult cu Mircea Logaru, am discutat-o. Domnul Surugiu, din 3,5 milioane de privați, eu le spun generic privați, oameni care lucrează în sectorul economic concurențial, în piața liberă, oia care creează bugetul, buget din care trăiește profesorul, din care trăiește medicul, din care trăiește agentul de poliție, oameni care nouă ne prestează în cetatea România, servicii e foarte important, da? Noi plătim. Păi nu ne taie din venituri de la 1 ianuarie, domnul Surugiu. Păi eu vă spun în felul următor, sau domnul Dragnea, văzut pe taie la toată lumea. Daniel, dar tu ai văzut pe bunul să-și pună hashtag, sunt privat și vreau să... N-am văzut, mă, niciunul. Am văzut hashtag rezist, bravo lor, nemaipomenit. Bă, dar pentru salariile și veniturile lor... Hai să vedem unde se duc banii. Ia vedeți, deci, când ne-am încadrat, când am intrat în NATO, ne-am angajat să dăm pentru apărare 2,38% din PIB. Dăm 2 și ne lăudăm cu asta. Băsescu a dat 0,96 la un moment dat. Da, și a ajuns armata unde a ajuns. Bun, la ora actuală 0,38% reprezintă investițiile în tehnică. Că e învechită, că e... Dar nu asta e problema. Problema pe care o ridicăm nu este... O să le dăm polițiștilor F-16, că sunt mai bune pe post de mașini decât pe post de aviane. Mai sunteți răutăcios, acum sunt avioane foarte bune. Vreau și F-35, F-36, ca american. Păi, dar aveți vis? Visați prea mult, vă uitați la filme cu... Nu mă uit la filme, că nu în, la filme, în Tom filmul Jack se zboară acum, dar eu am crezut, când ați început cu înzestrarea, că vă întrerup și pe noi acum, domnul, cât de prieteni nu, suntem. E vorba eu am crezut că să-mi spuneți așa, bă, Tudor, eu Dogaru sunt foarte mâhnit și foarte nedumerit, că luăm rachete Patriot, dar luăm de afară, nu fabricăm, și camioanele pe care le punem, domnul Dogaru, știați asta? Mai rău, luăm și taburile de la alții. Deci, ale întrebare, sunt mai România nu e în stare să facă 400 de autotransportoare pentru rachete Patriot? Puneți o întrebare. V-am spus mai devreme de poliți, de produs care aruncă în luptă armata. Domnule, politicienii nu gândesc. Ba da, domnule, gândesc pe șpagă. Gândesc numai pentru ei. Nu, domnule, vă spun eu, gândesc pe șpagă, pe comisiuni, pe interes ocult de partid ca să financeze... Pentru finala asta nu mai dă un idee dacă nu avem producție. Nu putem face rachete Patriot, asta știe toată lumea. Dar măcar camioanele pe care le punem... Nici măcar n-are cine să le manevreze. Pentru că sunt afară toți. Băi, dă-mi bagă o imagine cu o rachetă Patriot, să vadă lumea despre ce vorbim. Puneți următoarea întrebare, nu putem să fabricăm? Lasă-le dracu, doamne, iartă-mă, m-am prosit. Nu putem să fabricăm. Bă, n-auzi că noi cumpărăm pe miliarde de euro, Iuliane, cumpărăm rachete Patriot. Ele se montează pe niște transportoare speciale. Alea se făceau la noi în România. Bă, la Brașov, ăia de la Brașov își taie venele acum. Oamenii de la Brașov, inginerii, tehnicieni, muncitorii ce noștri. Păi de ce să-i încurajeze pe capitalul întrebare, că te român? Uitați-vă, oameni buni, dă-o mă pe post. Din 240.000 de lucrători în industria de armament, iată, au rămas iată o baterie Patriot, stimați, o aveți pe post. Ea este aia care se învârte, nu o putem face, că e sofisticarea la dracului, că e rachetă care este... Mă, dar autocarul, pardon, autotransportorul, uitați-le. Astea sunt baterii de rachete Patriot. Mașina pe care se montează ăștia sunt militari români cu frații noștri americani, inspectează niște baterii de Patriot. Eu n-am reușit să mă lămuresc până acum și am vorbit cu mulți oameni care se pricep, două dracu, doamne iartă-mă, o țară care a fabricat la Brașov camioane, de le-am exportat pe toată planeta, încă unele merg și acum fabrica s-a fost devastată de ani de zile.
Întrebare, domnule Dogaru, de ce nu le putem face măcar camioane în țară, domnule Usurugiu? De proști, domnule. Nu e, domnule, de hoți. De hoți atunci. Cum da? De proști, domnule? Eu părerea mea că de hoți. Nici de proști, nici de hoți. Că nu avem voie, suntem țară ocupată. Domnul, mai puneți o întrebare. Domnule Dogaru, iertați-mă, nu au avut cu ce să negocieze. Softul care ridică în aer armata română, îl fabricăm noi în țară sau ne-l face altcineva în afară? Nu știu, domnule. Mentenanța avem 16. O avem noi în țară sau într-o țară străină, o firmă de peste ocean? Nu știu. Păi sincer, puneți întrebările astea ca ziariști. Bun, cine face, domnule, mentenanța? Bănuiesc. Deci cine ar fi trebuit să facă? Vă pot spune. Ia spune, domnul Sugiu, că fac că ești supărat pe noi. Haideți să ne înțelegem bine. Noi am vrut... Ia întrebați la Aerostar Bacău, fac mentenanța pentru F-16 sau nu? Nu o fac. Păi de ce, domnul Sugiu? Că nu mai au oameni acolo. Că au dat tot specialiștii afară. Vă spun că din întâmplare sunt din Bacău și mai știu câte ceva. Dom'le, noi când am vrut să fim parteneri strategici, din cauza cum suntem așezați, poziții geografice și asta cu americane, noi trebuie să știm bine ce avem de făcut, da? Noi, și o spun și mi-asum ceea ce spun, nu noi, românii de rând, politicienii i-au mințit și pe ei. I-au mințit și pe ei. Și am să și motivez de ce. În luna august am fost invitat la un congres în Statele Unite ale Americii și am avut mai multe discuții. Dacă vreți, vă spun aici, mă uit în cameră și în ochii dumneavoastră și mi-asum ceea ce spun. Dom'le, cea mai mare încredere a poporului american e acordată domnului președinte la momentul ăsta. Nu mai cred în politicienii români, sunt zero președintele în nostru? Fața americanilor. În președintele nostru. Americanii au încredere în președintele nostru? Eu cred că ești blat cu domnul Iohannis. Da, sunt mare blat. Cum, unde sunt știu mare din, blat cu domnul unde Iohannis. Unde știu eu din Chicago, Illinois, sau din Florida, din Miami, de Iohannis? Acum, pe bune, mie mi-e drag. Să nu credeți telefonul are mod silent. Avut, eu știu că domnul Iohannis, parlând cu Florida, e prieten care are prietele acolo și neamuri. Am avut discuții cu instituțiile Statelor Așa, Unite da. Ale acum, Americii. Acum vii de acasă, da? Domnul Surugiu. Acum vii de acasă. Da, instituțiile americane văd în Iohannis un partener real. Real. Și e o chestie îndreptățită. Zero. Asta spunea și domnul Dogaru la emisiune la masă aici acum o săptămână. Același lucru. Apropo de ce spuneam atunci, că în emisiunea dumneavoastră a apărut știrea demiterii lui Țuțuianu. Corect. Da? Da. Bun. Întrebarea pe care vă o pun și pe care v-a spus-o ca jurnalist și pe care și-o pune orice om care mai are 2 neuroni, ca să vă citez. De ce la rectificarea bugetară Ministerul Apărării n-a primit niciun loc? Fiindcă n-avea nevoie, erau bani de salarii. Domne, e o întrebare... A fost o mânărie tipic stalinistă, venirea lui Țuțuianu. Foarte clar. Uite, pentru că nu era apărat în zilele alea. Șefii serviciilor armate erau în Statele Unite, aranjau vizita lui acolo și atunci a fost ras pe o mafia militară, a dat o circulară care a ajuns bravo, să fie la televiziune. Bravo, domnul Dogaru. Mi-ai luat vorba de gură. De ce a fost ras Țuțuianu? Nu răspunde. După publicitate. După publicitate. 2-3 minute de publicitate. Și eu n-am crezut, vreau să o fac eu, n-am crezut că mi-a caimacul în emisiunea mea colonelul Dogaru. Da, Țuțuianu a fost ras de o mafie politică cu un scop extrem, extrem de bine stabilit și determinat. Și atenție, și ăla dinaintea lui, domnul Leș, a avut cam aceeași soartă. Ăla și-a cerut singur plecare. Ăla ca să nu-l ardă, ca să nu-l radă. Revenim după publicitate, când vom discuta și cum a reușit prima oară poporul român să aibă, după Revoluție, prima oară să aibă încredere mai mult în justiție decât în biserică. Mare atenție! Dacă dăm... Da? Suntem un popor de idios, cum spunea Țuțea. Revenim după publicitate. Ne-am întors după pauza publicitară și vă mulțumesc foarte mult că ați rămas pe B1 TV. Direct, intrăm direct în subiectul pe care nu am renunțat la cu apărarea și cu nu. Dar facem așa un mic intermezzo. Oameni buni, ați văzut sondajul lui Pieleanu, ăla în care după nici o lună de zile de la 40-50% guvernul a ajuns la 20%, așa spun gurile, că ar fi fost plătit pentru chestia asta domnul Pieleanu. Eu știu sigur că a fost plătit, că altfel nu făcea gratis, nu-i așa, sondajul. Și a ieșit scandalul ăsta care mâine se va decide cu topoare cuțite în sediul central PSD. Tudose a zis, bă, prea mult, sunteți prea măgari, asta le-a spus-o colegilor lui, să încercați să mă lucrați cu două televiziuni și o, era să zic, agentură, o agenție de sondare a opiniei publice. E, acum altă agenție, pe numele ei IMAS, și ce a zis domnul Alin Teodorescu? Bă, adică eu mă las mai jos acum când fierbe țara cu sondajele, și când e bine să ieși pe piață cu un sondaj, a ieșit și domnia sa cu un sondaj, pe care în sinteza sintezelor îl aveți pe micul ecran. Încrederea românilor în instituțiile statului. Luați-o pe asta de pe ecran.
Smurd și pompieri, 80%. Mi se pare absolut corect. Justiție, 60%. Foarte tare, domnul Teodorescu. Biserica, 50%. Biserica mai puțin decât, adică biserica mai puțin decât doamna Chioveși și decât parchetul de pe lângă Înalta Curte și decât, da? Și presa, 50%. Întrebare, nu pentru mine, nu pentru noastră, nici pentru domnul Gelu Duminică, pe care l-am la telefon și pentru care lucru îi mulțumesc. Cu respect, domnule sociolog. Bună seara. Imediat, domnul Duminică, o să vin la dumneavoastră. Dar deocamdată rămân 30 de secunde cu invitații mei. Unde este armata, domnule Dogaru, și unde este poliția în că dacă acest sondaj ani este de zile, de ce vă întreb? Ani de zile. Eram tineri cu toții. Când nu exista sondaj fără armata română pe podium, în primele trei instituții ale statului român. Armata și biserica pe primele două. Dacă acest sondaj este real, lucru de care mă îndoiesc profund, el este real 100%. Atunci dați-mi voie. Adică așa sunt datele publicate de domnul... Dați-mi voie să... Probabil a pus un zero în plus. Mai puțin la biserică, n-are ce căuta acolo. Biserica este oricum în față. Mult. Dați-mi voie să-l citesc de două ori pe Petre Țuțea. Odată cu celebrul am făcut 13 ani de pușcărie pentru un popor de idioți. Și a doua oră cu dacă știți despre ce vorbesc, vorbea despre Ceaușescu. Despre care a spus următorul lucru. Când voi muri eu, după mine rămâne un singur mare naționalist în care să credeți, Ceaușescu. Nu știu eu cât de comunist e el, dar ține cu nația asta, să știți de la mine. Pe 26 decembrie a zis, ați văzut, domne, era mai mare naționalist ca mine că l-a omorât înaintea mea. Al doilea citat este următorul. Dacă știți despre ce vorbesc, veți vedea că performanțele lui Ceaușescu frizează imposibilul. Și peste asta a păstrat demnitatea acestui popor de tâmpiți. Domnule Sorogiu, poliția lipsește dintr-un sondaj în care, an de zile, repet, ordinea publică a figurat. Categoric lipsește. Eu l-aș întreba cine l-a plătit să facă sondajul ăsta. Niciodată, sau nici cel puțin de aici, în 15 ani, justiția nu o să fie deasupra bisericii. Nu e, cifrele pe ecran. Tu vezi niște cifre, de ce mă face să vorbesc prostii? Deci niciodată justiția, domnul Barbu, niciodată în următorii 15 ani, justiția nu poate să fie deasupra poporului român. Vă uitați la ce cost sunt, chiar dacă vând vinde numai biserica. Dacă poporul are mai mare încredere acum în actul de justiție condus de Dorel Toader și de doamna Chiuveș. Asta înseamnă că vor urma două arestări. Dragnea și Băsescu, ca doamna Chiuveș și să iasă deasupra. Cum domnule sondajul ăsta... Mintea stalinistă la asta duce. Păi asta pregătește sondajul. Cum sondajul ăsta pregătește arestarea... justiția pe locul 2? Arestarea lui Băsescu și a lui Dragnea? Da, ce înseamnă? Asta urmează. Foarte tare. Asta urmează. Alo? Alo, da, vă aud. Cu respect și încă o dată mulțumiri pentru faptul că ați acceptat. Mare drag. Scuze de voce, e o răceală rebelă care... Vă doresc multă sănătate, foarte multă, lume, foarte multă lume aici la B1 vă simpatizează. Când a fost nevoie astăzi să contactăm un sociolog pentru emisiunea noastră, foarte multe voci au spus să fie, chiar dacă e joi, să fie duminică. Da. Domnul Duminică, n-o să fac gestul inelegant de a pune un sociolog să comenteze rezultatele sociologice ale altui coleg de brează, domnul Alin Teodorescu. Dar vă întreb așa, și ăsta e motivul pentru care v-am sunat. Sunt folosite acum, după părerea noastră, sondajele, casele de sondare a opiniei publice ca arme politice și manipulatorii? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Da, însă, oricât de ciudat ar părea, datele oferite de domnul Alin Teodorescu, adică de IMAR, sunt în linie cu ceea ce multe alte sondaje au oferit în ultimul an. Adică, da, biserica se află cam la 50%. A spus-o și Iresu anul trecut. A mai spus-o Iresu încă o dată la începutul anului. Da, se pare că trendurile s-au schimbat în ultima perioadă. A fost o noutate pentru sociologi în momentul în care prima dată a apărut biserica în jur de 60%. Dar acum noi se vedem că mai a dus și mai jos, explicabil, ținând cont de antagonizarea produsă de o mulțime de acțiuni. Da, care au avut în vedere biserica. Explicabil. Deci, adică nu e o surpriză că e la 50. Chiar nu e o surpriză, ținând cont de trendul descendent din ultimii ani. Faptul că nu se află, ce spuneați dumneavoastră, armata și, nu mai știu ce spune. Ordinea publică. Aici depinde foarte mult de întrebare. În sensul că, fiind un CATI, respectiv un sondaj pe telefon, da, respondentul are o paletă de întrebări de variante din care alege. Foarte probabil ca varianta armată, varianta ordine publică să nu fi fost printre
printre întrebări. Asta nu înseamnă nimic. Sau care sunt realității, că nici armata, nici poliția nu mai există după ordonanța 59 al Olguța Vasilescu. Da, aici trebuie întrebat da, Institutul de Sondare, care a fost metodologia și de ce a făcut chestia atunci, asta. Atunci dați-mi voie să vin cu întrebarea pe care sunt convins că v-ar formula-o oricare român de bun simț care v-a auzit, care v-a auzit în direct la B1 TV în această după-amiază. Ați răspuns cu da la întrebarea, sunt folosite sondajele de opinie și anumite case de sondare a opiniei publice ca arme politice și manipulatoare. Reafirmați, mă bucur. Păi dacă sunt manipulatoare și sunt pro-politică aceste sondaje și case de sondare și de fapt rezultatele privind încrederea, spuneți că sunt aproape de realitate, așa cum le vedeți dumneavoastră. Unde operează manipularea, domnul Duminică? Manipularea operează la Avangard. Da. Din păcate, acolo operează manipularea. Hai să ne uităm puțin la cifre și la CV-ul organizațional la fiecărei instituții. Hai să ne uităm la ce înseamnă Alin Teodorescu pe piața sociologiei și cu tot respectul față de domnul Pieleanu, la ceea ce înseamnă domnul Pieleanu. Nu uitați că Avangard îl dădea câștigător pe Ponta și în seara alegerilor. Nu uitați. Domnul Duminică, vreau să vă întrerup cu scuze, cu scuze și pentru noastră și pentru cei de acasă. Nu vreți ca împreună cu mine să convenim în fața oamenilor că subiectul ăsta e mult prea important ca să-l fușerim printr-o convorbire telefonică? Absolut de acord. Bine, absolut de hai acord. Facem așa. Ne stabilim când găsiți dumneavoastră în agenda dumneavoastră o după-amiază liberă săptămâna elaltă și facem o analiză de sinteză și reală aici în platou. Bine? Cu mare drag. Mulțumesc frumos, a fost Gelu Duminică. E prea important ce spunem ăsta ca să fușerim la telefon. Și foarte corect. Deci manipularea funcționează extraordinar de bine în România la orice nivel. Ce v-am promis. Vă rog. Deci când vrei să distrugi o țară, după ce ai făcut-o praf economic, financiar și aici domnul Isărescu are o contribuție deosebită, domnul Stolojan la fel, domnul Petre Roma la fel, după ce ai distrus învățământul, de l-ai făcut praștie, sănătatea și trăiește? Toate. Cine să mai trăiască? Finalul este... Domnul Isărescu? Totul nu mă întreb dacă mai trăiește Isărescu. În continuare, banca privată, Isărescu. Ați fost plecat de pe planetă? Poregită banca națională. Puțină treabă, dar... Ați avut puțină treabă? Păi cred că ați zis câțiva ani. Domnul Isărescu e de 25 de ani, dacă nu mă înșel, sau 6, nu mai știu, 91 sau 92, în aceeași funcție. Ce să ne facem noi dacă dânsul pățește? Nu avem cum, nu pățește nimic. Nu va păți nimic. Nu pățește nimic. Peste 500 de ani, regele Mihai, este pistol cu apă, credeți-mă. Dumnezeu să-i dea sănătate, majestății sale, fostul suveran. Regele Mihai e pistol cu apă. Isărescu va apuca 99, chiar 100 de ani. Cât o să mai putem să crede? S-a luat cât trebuie. S-a luat repede. Auziți, domnule, vă faceți din auziți. Misiunea este dispariția României ca țară. Nu. Ceneau. Finalul, nu luați în seamă, e ca la jurat. Ceneau, nu luați în seamă afirmația domnului Dogaru, asta cu nu. Să ia tu dosie de bănci și aflu că prost sunt eu în România asta, prost. Că 18 dintre ele zero profit. Nu plătesc profit 20 jumătate, și da? Mai mult de jumătate. Imediat a început banca domnului Isărescu să crească. Nu a crescut banca, ele bănci. Crescut, nu, băncile. Domnule, nu, băncile, da? Roborul crește. Domnule, chiar nu poți să le stăpânească nimeni în țara asta, domnule? Nu. Pe cine sunt la ele aveți acasă? Aveți idee cât la sută de banca națională mai aparține statului român? Ia auzi întrebarea aici, domnul Sulugiu. Aveți idee cât la sută de banca națională mai aparține statului român? 100%. De ce nu mai avem ștanța? De ce rezerva noastră de aur e la Londra? Întrebați-l pe domnul Isărescu. Hai, domnule, faceți afirmații, aveți vreo dovadă? Domnule, aveți vreo dovadă? Mai multe decât una singură. Printre altele, domnul Isărescu trebuie să fie pensionar de 3 ani. Legea ni se aplică numai nouă, nu și lui? O întrebare de bun simț. Nu, că mai stăm încă 10 ani acolo, credeți-mă ce corect, vă spun. O valoare trebuie menținută. Dar ce este și așa? Revenim la ce cum să nu fiu, domnule, la noi, la Ministerul de Interne, acum un polițist, un agent de poliție are un salariu mai mic de față decât un polițist local. Nu am nimic cu ei. Ce scandal a fost la Roman. Nu se poate așa ceva, domnule. Nu se poate așa ceva. I-ați văzut pe aia de la Roman. Au luat foc un poliția română. Un polițist are salariu mai mic decât un asistent medical, a ajuns ultimul societatea românească. Și ăștia se bat cu stă bine poliția. Că unde stă bine șeful statului major general are salariu cât un balerin la opera de stat. Și un statul major general, nu vorbesc. Ăla e coeficientul de salarizare. Sau cât o secretară de primărie comunală. Nu minte, jur că nu minte. Ciucă, așa îl cheamă pe șeful statului major general, de altfel unul dintre cei mai încercați.
Unde ce mai încerca generalele armatei române? A fost până teatru de operații. Da, teatru de operații. Ăla chiar e, știu că e chiar, chiar pe bune, este militar de la adevărat, îl respectă și ea de la NATO, îl respectă toți. Cât are domnul salariu? Dacă v-am spus că are 4,36 coeficientul de salarizare. Cât? Cam cât? Cât? 4,36. Nu, cât comparativ cu o balerină. Nu, balerin. Da, eu stau și comparativ, asta cu balerinul nu cred că era. Comparativ cu mine, când am ieșit la pensie, aveam 5,72. Și eram un simplu colonel. El are 4,36. Eu stau și mă întreb acum, oare domnul Dragnea, care conduce țara asta acum, da? Da. Oare el știe că polițiștii pe graniță, lăsați-mă să vă spun că nu conduce Dragnea, pleacă fiecare zi, dar cine nu, dracu lăsați-mă, da, dați-mi voie 5 minute și vă povestesc. Ia spune, domnule, că în pauză vorbea domnul, da, de ce nu spune? Ia spune, ia să vă, da. Dacă mă lăsați, dacă aveți curaj, condiția. Că în pauză ați avut curaj. Dacă curaj să mă lăsați, ia să vorbesc 3 minute fără să mă întrerupeți. Ce poate să facă? Ne ia antena după casă. Distrugerea finală a unei țări înseamnă distrugerea bisericii, deci a conștiinței naționale. Și asta este misiunea diversiunii în cauză cu domnul acela care baie popă, baie cântăreț și distrugerea structurilor, adică de sondajul. Distrugerea nu sondajul, domnule, diversiunea pe Mohac, la asta mă refer. Oh. Și distrugerea, și distrugerea structurilor militare, ceea ce tocmai s-a întâmplat. Din momentul de față, practic, noi avem o ficțiune de țară. Scurt. Deciziile s-au luat la începutul lunii iulie în conclavul secret de la Timișoara al comiterniștilor, pe care azi îi numiți globaliști și care fac rapoarte, ei fiind din tată în fiu comuniști veniți pe tancurile sovietice, fac rapoarte de zeci de ani la Departamentul de Stat american, mâncând ce nu trebuie despre situația din România, inclusiv despre rezerva armatei române, iar aia în nevinovăția lor de prânci cu mijloace tehnice sofisticate, îi cred. Deci decizia care s-a luat... conclav de la Timișoara, domnule, că nu știu, dar chiar nu știu... Secret al comiterniștilor, la începutul lunii iulie. Da, fabulez. S-a decis următorul lucru, fabulez. S-a decis următorul lucru. Întâi s-a analizat. De ce a eșuat distrugerea concomitentă a PSD și PNL? Prin transformarea USL-ului într-o struță cămilă politică, un partid social, democrat, liberal și popular. Din cauza lui Crin Antonescu. Bon. Dați-mi voie, o secundă, domnule. Dați-mi voie să iau mobil. Dați-mi mie puțin mobilul dumneavoastră. Da, a fost... dracu, Doamne, iartă-mă că sunteți mai atent la telefoane decât la telescop. Da, a fost schimbat. Gata, i-am luat telefoane la școală. Cam cu... clasa întâia. Da, a fost schimbat Crin Antonescu, cu cine a fost schimbat rapid și peste noapte. Al doilea, de ce a ieșuat lovitura directă la Ponta? Și nu s-a terminat cu PSD-ul atunci. A treia, de ce a ieșuat lovitura Grindeanu, care a fost pusă pe masă la clubul Eleven din Miami? Și finalul, concluzia a fost că PSD-ul trebuie distrus, Dragnea arestat la jumătatea lunii octombrie. Eu v-am spus că sunteți PSD-ist, dar n-ați... Și că se bazează pe mulții cai troieni din PSD, cu ajutorul doamnei Chioveși, că li se arată dosarele și li se spune unde le sunt banii. Și că pentru asta trebuie distruse sindicatele, toate, și ONG-urile de stânga, nu cele ale lui Soros. Eu cred că sindicatele trebuie scântărite. Așa. E o discuție întreagă cu sindicatul militarilor, care este și naționalist. Care este și naționalist. Pe cine le interesează domnul Surugiu? N-au ce spune omul ăsta. Deci lovitura era preconizată. Adică? Domnul Surugiu, lovitura era preconizată pentru jumătatea lunii octombrie. Care lovitură, domne, că se sperie lumea acasă? Căderea guvernului. Păi și cine să ia guvernarea? Păi cine să ia guvernarea? Domnul Toader, de exemplu, în fruntea unui guvern de largă respirație națională. Tudorel Toader? De. Ne-am dat dracu. Doamne, iartă-mă, revenim după publicitate cu scenariul semnat de domnul colonel Dogaru și cu stupefacția mea și a lui Surugiu, care ne uitam absolut paralizați. Repet, ce spune domnul Dogaru are mare, mare doză de adevăr în ce spune. Revenim cu aceste detalii după ora 19. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Principalul cal troian e...